Salut tuturor! Mi-a venit exemplarul de Exploding Kittens. Este un joc de cărți, dacă mai țineți minte, acum ceva vreme a fost cel mai finanțat joc de pe Kickstarter. Este creat, printre altele, și de tipul de la TheOatmeal.com și ei vreau $10.000, au strâns 8.700.000 în câteva zile, iar eu am fost printre cei care a dat atunci bani și mi-au trimis exemplarul meu. Am tot primit înștiințări de-a lungul vremii ce se întâmplă, că intră în producție și că îmi va fi trimis. Mi-a venit din Anglia, a venit destul de rapid după mail-ul care mi-a informat trimiterea, l-am ridicat astăzi de la poștă și vreau să vă arăt cum este. Întâi însă vreau să vă arăt că în pachet am găsit și această hârtie foarte amuzantă. Zice aici că vin după tine, Radu, am călătorit prin România, te-am căutat pe tine și pe alții, Dumitru, astfel încât împreună să putem arde. Pentru că este, nu-i așa, vorba de Exploding Kittens. Da, și vreau să zic doar că este al doilea produs pe care îl cumpăr de la The Oatmeal, pentru că mi-am și această carte, despre care v-am spus eu mai de mult, How to Tell If Your Cat Is Plotting to Kill You, care e foarte amuzantă. Deci, pentru cei care au pisici și înțeleg engleza, sigur vă va plăcea. Bun, acesta e jocul, nu l-am deschis nici eu. Am zis să fac un unboxing în direct. Este prima oară când îl voi vedea și eu conținutul pachetului. Iată cum arată. Este exemplarul cu un singur joc, n-am luat mai multe. Are o cutie magnetică. Getarea mi-a unat. Bun, haideți să vedem ce avem aici. Cărțile de joc. Destul de multe, mă așteptam să fie mai puține. Regulamentul. Știu, în mare, regulile se trag cărți până ajungi la una care spune că a explodat, pentru că ai tras o pisică explozivă și în funcție de ce alte cărți ai tu în mână, poți să refuzi acțiunea, poți să redirecționezi către alt oponent, poți să joci anumite combinații care să-ți dea avantaje și așa mai departe. E un joc de cărți între 2 și 4 persoane, spune că se poate juca. Ce cred că era mieunatul. Acesta este difuzorul și ați văzut că am mieunat în momentul când l-am ridicat de acolo. Interesant sistemul. Haideți să vedem regulamentul. Ilustrat desigur în stilul The Oatmeal. Dacă nu urmăriți site-ul The Oatmeal, vă sfătuiesc să o faceți, veți râde cu lacrimi, mai ales dacă sunteți iubitori de câini și pisici. Ăsta îl voi învăța mai încolo pentru a juca cu Matilda. Hai să vedem niște cărți. Bun. Să vedem ce cărți avem. Cărți de atac. Diffuse, ca să nu explodezi. Mergi pisica cu laserul. See the future. Poți să tragi o carte din pachet să vezi ce urmează și în funcție de asta să alegi poate să scapi turul. Puteți vedea diverse exemple de cărți pe site-ul oficial. Încă un diffuse. Carte Nope, care refuză o acțiune. Am citit în mare regulile, vă spuneam, pe site oficial în momentul în care a venit e-mailul că mi-au trimis pachetul. Cred că sunt printre primii din România care l-au primit, nici nu cred că suntem foarte mulți. A fost un mic moment de prezentare a jocului acum câteva luni la Red Goblin, un magazin de astfel de jocuri din București, dar nu m-am dus pentru că știam că l-am comandat pe al meu și l-așteptam să vină. Și cam acesta este pachetul. Haideți să revenim la el.
ceea ce este cutia în care păstrezi cărțile. Dacă mai cumperi încă un pachet ca să fie mai multe cărți, să joci în mai mulți, să fie mai antrenant, poți să-l pui în același loc. Regulile se păstrează aici și acum voi asambla la loc și senzorul minune, astfel încât să-mi iau une de fiecare dată când îl deschid. Bănesc că n-a fost un one time.